protest în Piața Victoriei. Peste 200 de persoane s-au adunat duminică seara în fața sediului guvernului pentru a-și arăta nemulțumirea față de proiectul de lege care impune reguli stricte privind carantina și izolarea. Protestatarii au purtat pancarte pe care erau scrise mesaje precum „Jos guvernul” și „Libertate” și au scandat „Hoții, criminalii” și „Vreme liberare, nu carantinare”. Manifestanții au acuzat autoritățile de abuzuri în legătură cu gestionarea pandemiei de coronavirus. Cei mai mulți dintre ei nu au purtat măști de protecție și nu au respectat distanțarea fizică. 13 protestatari au fost sancționați contravențional. Valoarea totală a amenzilor este de 16.500 de lei. Totodată, jandarmii prezenți la fața locului le-au amintit protestatarilor că pe timpul stării de alertă, organizarea și desfășurarea de mitinguri sau demonstrații este interzisă. Și secretarul de stat, Raed Arafat, a avut de transmis un mesaj dur la adresa manifestanților din Piața Victoriei. El a atras atenția că din cauza faptului că au stat într-un grup atât de mare de oameni și nu au purtat mască de protecție, se vor infecta unii de la alții, așa că îi așteaptă la spital.